În numele Domnului Iisus, deschidem serviciul divin cu imnul 77. Iubita-i Doamne, întreaga omenire. Ascultăm câteva versete din Marcu 5. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești.” Căci Iisus îi zicea: duh necurat, ieși din omul acesta. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de dragi, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Amin. Amin. Mărire ție, Tată Ceresc, pentru iubire, pentru har, pentru pace, pentru binecuvântare și pentru tot ceea ce Tu știi că ne lipsește și ne le oferi într-un mod îmbelșugat. Amin. Îți mulțumim pentru sabatul Tău deosebit și minunat și pentru că avem ocazia și oportunitatea de a ne afla aici înaintea Ta. Te rugăm pentru cuvântul Tău să-L binecuvânți.
Binecuvântă solul Tău și ajută-ne ca noi, cu o inimă deschisă, cu un suflet curat, să-L primim și să-L punem în practică în viețile noastre. Dorim să facem voia Ta, pentru că ești Dumnezeul căruia ne închinăm, Dumnezeul căruia îi slujim și știm că ești drept și iubitor. Binecuvântează-ne pe fiecare în parte, binecuvântează familiile noastre, binecuvântează biserica Ta din locul acesta. Încredințați că Tu reverși Duhul Tău în mod îmbelșugat peste noi, Te lăudăm și îți mulțumim în numele și prin meritele Domnului Iisus. Amin. Amin. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrășmașii mei, ei se clatină și cad. O știre de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme, chiar dacă chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui. El mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. O, de n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Amin. Psalmul 27.
Pacea Domnului! Doresc din tot sufletul ca sufletul dumneavoastră să fie umplut de pacea Lui. Este un sabat mai deosebit. Toți avem nevoie de atingerea Lui Dumnezeu în fiecare sabat. Dar astăzi este un sabat deosebit. Sunt în mijlocul nostru prieteni care au pierdut pe cineva drag. Au nevoie ca inima lor să fie atinsă de pacea lui Iisus. Au nevoie să fie atinsă de dragostea Lui. Pentru ca să înțelegem că în ciuda a tot ceea ce este dur, în ciuda a tot ceea ce este străin și uneori neplăcut în lumea aceasta, sufletul nostru poate să se bucure de ceva care reprezintă darul lui Iisus Hristos pentru noi, dincolo de tot ceea ce este amar în această lume. Sunt de asemenea persoane care au venit aici, care ne sunt dragi, oaspeții noștri. Doresc din suflet ca, mergând acasă, să duceți cu voi bucuria șederii împreună cu Iisus Hristos într-un loc acesta. Aș dori să strângeți lumină în sufletul vostru, astfel încât lumina aceasta să nu vă părăsească niciodată. De asemenea, ne-am întâlnit noi, ca biserică, după o vreme, când am fost separați. Mulțumesc lui Dumnezeu că vă revăd. De asemenea, știu că ați avut sabate deosebite, minunate aici. Știu că în sabatele trecute soții au trebuit să stea lângă soții, soțiile lângă soți. A trebuit să vă declarați dragoste unii altora. V-am văzut fețele bucuroase și radind și m-am bucurat pentru bucuria dumneavoastră. Am știut în felul acesta că în timp ce eu eram plecat, Dumnezeu continuă să lucreze pentru dumneavoastră în locul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze și de asemenea vreau să-i mulțumesc și pe calea aceasta pastorului Duță, Dan, care a fost aici în această perioadă. Sper încă o dată din tot sufletul ca șederea dânsului aici să fi clădit în această biserică un simțământ al iubirii, un simțământ al respectului, un simțământ al familiei și mai ales un simțământ al binecuvântării lui Dumnezeu în viața noastră. Acestea fiind spuse, vă invit să ne întoarcem împreună la cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am ales în dimineața aceasta ca fiind din Evanghelia după Marcu, capitolul 5. Vreau să vă spun de la bun început că este un subiect greu. Este un subiect greu de crezut. Un subiect greu de crezut, greu de înțeles. De ce? La Pitești, unul dintre cei, sau o persoană dintre cei care au participat la întâlnirile noastre, era o persoană care era psiholog, era consilier și în discuțiile pe care le-am avut cu dumnea ei, dânsa m-a făcut clar să înțeleg că din punct de vedere al psihologiei pe care dânsa o împărtășea cu ceilalți, și Dumnezeu și diavolul sunt în noi. Adică nu numai că sunt în noi, dar fac parte din noi. Mergând mai departe, dânsa spunea, sentimentele noastre pozitive sunt Dumnezeu, iar sentimentele noastre negative sunt cel rău. Așa că atunci când sentimente negative cu cele pozitive se frământă, se luptă în interiorul nostru, această luptă este oarecum portretizată în Sfânta Scriptură de Dumnezeu și de diavol. Dar de fapt acestea nu sunt forțe cosmice care se luptă în noi și pentru noi, ele sunt sentimentele noastre interioare, care se luptă de o parte și de alta, cu un câștig sau cu altul. În vremea modernă, cam aceasta este perspectiva de lucru. Noi suntem un micro-univers care le avem pe toate în noi și noi hotărâm dacă vom sluji binelui sau răului din noi. Dar în felul acesta reducem totul la noi înșine și în felul acesta ne facem pe noi ca fiind un totum, ca fiind un Dumnezeu în acest univers. Din perspectiva aceasta, deci, este foarte greu să înțelegem ceea ce urmează, și anume Marcu, capitolul 5. Cu toate astea, dacă vom permite lui Dumnezeu să ne reîmprospăteze această
viziune a conflictului dintre bine și rău în legătură cu fiecare dintre noi. Dacă vom înțelege cât de puternic este conflictul acesta, astăzi vom pleca de aici cu sentimentul că avem cui să-i mulțumim că ne-a scos din această problemă. Ne-a scos din această luptă și că astăzi putem să fim ai Lui prin harul celui ce a murit pentru noi. Pe calea aceasta, de asemenea, aș vrea să transmit salutul meu bisericii din Pitești, Dumnezeu să le fie aproape și Dumnezeu să continue și să desăvârșească ceea ce a început bun în dânsii. Aș vrea să citesc încă o dată, pagina 966. Au ajuns, deci, pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, fiind stăpânit de un duh rău sau necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele, sfârmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Cum ar fi numit omul acesta astăzi? Cum ar fi numit? Știți, Scriptura îl numește demonizat. Astăzi, datorită faptului că noi nu mai credem în puterea demonică, așa cum credeau ei pe timpul Domnului Iisus Hristos, cum ar fi numit omul acesta? Alienat mental, da? Ceva de felul acesta. Întrebarea mea este de ce Domnul Iisus Hristos sau de ce Evanghelia ne pune pe noi față în față cu un astfel de exemplu? Adică știți, când citești așa, parcă dintr-o dată îți pierde râsul. Și binele pe care încerci să-l aduni cumva se duce și ăsta. Și atunci încep să te întreb, Doamne, dar numai exemple de felul ăsta sunt pe lumea asta? Deci încă o dată, de ce Evanghelia vine cu un astfel de exemplu acum, aici? Pentru ca să înțeleg bine, iată cum se introduce episodul acesta. Capitolul 4, de la versetul 35, este ceea ce se întâmplase în noaptea precedentă. Și evenimentul din noaptea precedentă introduce această întâmplare a demonizaților din Gadara. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis, haide să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o furtună mare care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia și el dormea la cârmă. Adică Iisus dormea. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, învățătorile, chiar nu-ți pasă că noi pierim aici? El s-a sculat, a certat vântul și a zis, mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o frică mare și ziceau unii către alții, cine este acesta? Cine e acesta? De la ascultă și vânturile și mare, cine e? Ucenicii îl însoțeau de multă vreme pe Domnul Iisus Hristos. Dar parcă niciodată întrebarea aceasta nu i-a frământat atât de mult. Cine este El? Și ca un răspuns la această întrebare, cine este Domnul Iisus Hristos,
Ca răspuns la întrebarea aceasta apare episodul vindecării îndrăcitului din Ținutul Gadarenilor. Fraților, haideți să mai citim o dată întâmplarea cu gadarenii, având în minte întrebarea, cine este acest Iisus? Din perspectiva asta, haideți să o mai citim încă o dată. Avem nevoie să studiem din perspectiva aceasta acest eveniment, datorită faptului că viața noastră se confruntă nu numai cu probleme ușoare. Noi nu avem de rezolvat în viața aceasta numai crize legate de faptul că cineva, eu știu, s-a certat cu un vecin. Nu avem probleme legate doar de faptul că nu știm cum să, în ce culoare să zugrăvim casa. Noi nu avem probleme doar legate de faptul că am luat un C la un curs pe care îl țin la universitate. Lucrurile acestea sunt lucruri care le rezolvăm prin problemele, prin puterile noastre. Sunt lucruri care țin de performanța noastră. Ce se întâmplă însă atunci când te confrunți cu o boală incurabilă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă atunci când te confrunți cu moartea aproape de tine? Ce se întâmplă la un moment dat când te confrunți cu asemenea situație încât aproape nu mai vezi nicio ieșire? Am stat zilele trecute într-o familie care sau în care eu am descoperit cei mai puternici oameni ai vieții mele. Și acum stăteam de vorbă cu unul dintre ei și el îmi spunea, Vali, suntem înfrânți pe toate planurile. Ce faci în situații de felul ăsta? Sunt mulți dintre noi care nu vor să meargă la spital datorită faptului că nu vor să vadă suferința. Sunt alții care nu vor să meargă la mormântări pentru că nu vor să se întâlnească cu moartea. Sunt alții care vor să meargă numai și numai în case de petrecere. Dar vreau să vă spun că de fiecare dată când facem alegeri de felul acesta, fugim de viață, fugim de realitate. Și în foarte multe situații ne mințim pe noi înșine. Puterea de a înțelege viața se află în puterea de a o privi așa cum este și a vedea dincolo de viața aceasta și de problemele ei pe Iisus Hristos care ceartă vânturile și marea. El care poruncește taci și fii liniștită și poruncește în felul acesta peste problemele națiunilor, peste problemele și dificultățile acestei lumi. Este El care spune, taci, fii fără gură. Este El care poruncește, țineți vânturile, să nu sufle peste vreun copac, peste mare, să nu sufle vânturile până nu voi termina lucrarea pe care eu am de făcut cu fiecare dintre cei ce sunt ai mei. Păstrați starea de liniște pentru ca să pot să pun sigiliul pe fruntea fiecăruia dintre slujitorii mei. Priviți această perspectivă pentru a înțelege viața. Pentru a înțelege viața. Altfel, dacă nu privim lucrurile în felul acesta, nu vom putea înțelege existența în care suntem. Și mai mult decât atât, nu vom putea înțelege rolul nostru în această lume. Pentru că timpul este înaintat, vreau să trec repede cu dumneavoastră peste câteva elemente din această întâmplare. Îndrăcitul sau îndrăciții. În alte evanghelii apar doi
îndrăciți. Aici apare doar unul. Se pare că Marcu se ocupă de îndrăcitul care era cel mai fioros, de liderul în această nebunie. Condiția lui. Un om care stătea în morminte. De ce? De unde a plecarea asta spre așa ceva? Spre moarte, spre degradare, spre pustiu. De unde? Rețineți această aplecare psihopatologică spre așa ceva. Nimeni nu putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Vreau să vă întreb dacă aveți ceva de spus în legătură cu puterea extraordinară a acestui om. De unde avea acea asemenea putere să rupă un lanț? Vreau să vă întreb, ați încercat să rupeți vreun lanț dumneavoastră? Puteți? Poftiți? Deci puteți să-l rupeți? Minte Scriptura? E exagerat? Atunci cum e? Tot Scriptura vorbește despre Samson în Vechiul Testament. Samson avea aceeași putere. Din partea cui? Din partea Duhului Sfânt. Puterea de genul acesta de unde vine? De data aceasta nu mai avem de-a face cu Duhul Sfânt, da? Avem de-a face cu o lume spirituală despre care nouă nu ne place să vorbim prea mult, dar care este prezent aici. Este prezent. De multe ori fusese legat cu picioarele în obezi, cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele, sfărâmaseră obezile, nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, ce înseamnă domoli aici? La ce se referă termenul? Nu-l putea domoli. Nu-l putea liniști. Vreau să vă întreb, el ar fi dorit să fie liniștit? De unde această muncă, de unde această permanentă luptă interioară? De unde? Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte, pe munți, țipând, tăindu-se cu pietre. De ce tăindu-se cu pietre? De ce această furie asupra lui însuși? Ciudat, nu? Fenomenul acesta psihologic se reîntâlnește astăzi când există fenomenul acesta, când persoane se taie. În anume crize de furie pe ei înșiși. Autopedepsire. Vin de undeva aceste fenomene, vin de undeva din sentimente de vinovăție nerezolvată. Greșeli trecute. Păcate nemărturisite. Vinovății care încarcă conștiința, cărora acestor persoane nu le dau drumul. Ei sunt mereu sub această teribilă povară. Inima se împietrește. În timp ce Dumnezeu vine, bate la inima lor, oferindu-le iertare, oferindu-le binecuvântarea eliberării, ei închid ușa și spun: nu, eu rămân mai departe în starea aceasta. Iar starea aceasta îi conduce pe acești oameni într-un infern psihologic aproape de nebunie. Una dintre cele mai triste situații este când un om nu cunoaște eliberarea și iertarea lui Dumnezeu. Cele mai triste situații. Mă gândesc la tâlharul de pe cruce. Era într-o situație finală, n-avea nicio ieșire, condamnat la moarte. Și în ultima clipă, el, tâlharul, vine și spune: Doamne, aș vrea să las tot trecutul în mâna Ta, se poate, Doamne? Se poate? Se poate? Ce a spus Iisus? Se poate. Doamne, eu sunt un tâlhar. Toată lumea își va aduce aminte de mine ca un tâlhar.
Tu cum îți vei aduce aminte de mine, Doamne? Și Mântuitorul îi spune, eu îmi voi aduce aminte de tine cu siguranță, ca de un tâlhar, pocăit, și vei fi cel mai de preț din împărăția mea. Vă rog să observați cum Iisus Hristos schimbă lucrurile, El se află acolo, la limita dintre morți și vii, la limita dintre moarte și viață, se află acolo. Important este dacă îl iei, dacă îl primești sau nu. La asta se referă întrebarea, cine este acesta? De la ascultă și vânturile și cine e ăsta? Și după ce întrebarea se pune, îl vezi pe Iisus Hristos față în față, nu cu vânturile și cu marea de data aceasta, ci cu un om imposibil de recuperat. Cu un om imposibil de recuperat. Și asta este răspunsul. Față în față cu un om imposibil de recuperat, Iisus Hristos recuperându-l. Ăsta este Iisus Hristos.
nu-i trimit afară din ținutul acela. Vreau să vă întreb de ce. De fiecare dată când am citit versetul acesta, mi s-a părut ca fiind ciudat. De ce să nu-l trimit afară din ținutul acela? Păi ce? Demonii sunt legați de un anumit loc? Adică, cum e? Am încercat să fiu rațional și n-am înțeles. Eu știu că demonii nu au probleme cu spațiul, ei merg dintr-o parte într-alta. Influențează oameni prin atmosfera de întuneric pe care o aruncă asupra minților noastre. Reușesc să ne facă să nu mai gândim bine. Ne nebunesc simțurile, ne nebunesc felul nostru de a fi. Din cauza asta îmi place rugăciunea care spune: Doamne, înconjoară-ne cu o atmosferă de lumină și pace. Pentru ca să putem gândi pentru binele nostru de acum și cel veșnic. Dar te rog frumos, înconjoară-ne cu lumina ta. Înconjoară-ne cu pacea ta. Ține departe toate aceste lucrări care sunt extraordinar de puternice în viață. Ce e cu să nu mă scos din ținutul acesta? Și fraților, știți că într-un fel e drept, într-un fel. Fiecare loc este așezat sub o tipologie a lui. Fiecare loc este unic din punct de vedere al viciului, din punct de vedere al păcatului, din punct de vedere al formelor de nelegiuire care există acolo. Este unic. Las Vegasul e unic. Nu-i așa? San Francisco este unic. În felul acesta, fiecare loc unde trăim își are problema lui specifică de acolo. De fiecare dată când vei dori să te muți dintr-un loc într-altul, uită-te, te rog, frumos la locul acela și alege locurile curate, dacă există asemenea locuri curate. Sau alege locurile cele mai curate pe care le găsești aici. Să nu fii atât de orb încât să zici, e tot una peste tot. Nu, nu este tot una peste tot. Alege curăția, alege frumosul, alege acele locuri în care libertatea e mai aproape și unde Dumnezeu poate să influențeze mai bine viața mea, viața copiilor mei, viața celor aproape de mine. Alegeți lucrurile acestea. Minunea s-a întâmplat. Iisus Hristos poruncește la un moment dat: Duh necurat, ieși din omul acesta. Ceea ce urmează este de asemenea un lucru mai greu de înțeles. Demonii spun: bine, dacă tot trebuie să ieșim, te rog frumos, dă-ne voie să distrugem turma asta de porci, ne dai voie. Aceeași tensiune, aceeași duh de autodistrugere care se manifestase în omul acela demonic, acum se manifestă pe planul material și intră în turma aceea de porci și o distruge pe toată. Să rețineți faptul că Domnul Iisus Hristos îl numește pe diavol Satan, și anume vrășmaș al oricărui bine. Această nebunie ține de felul său de a fi. Pentru că elementele de frustrare, de vinovăție, de nebunie sunt în primul rând în Satan, aparțin lui, pentru că el nu își poate ierta faptul că a fost un heruvim ceresc, iar acum este condamnat la pieire și lucrul acesta se va întâmpla în foarte scurt timp. Din perspectiva aceasta, tensiunile sale sunt la maxim. El nu poate să stea degeaba. El trebuie să distrugă ceva ca un preambul al propriei sale distrugeri. Și el spune: lasă-mă să mă duc în turma aceea.
Turma este distrusă. Ceea ce mă interesează însă este un lucru și anume, porcarii au văzut toată scena. Păzitorii porcilor care erau de acolo, câteva mii de porci, au plecat și au spus la în tot ținutul ce s-a întâmplat. Dar vă rog să-mi spuneți ce au spus ei, ce au povestit ei. Poftiți? Vreau să vă întreb dacă credeți că porcarii au povestit ceva despre vindecarea demonizatului. Ei s-au dus peste tot în ținutul respectiv și au spus și ei cine e Iisus. Ei au spus cine e Iisus. S-au dus la toată lumea și au spus Iisus Hristos ce a făcut? V-au distrus economia din zonă. Iisus Hristos a distrus tot ceea ce aveați aici. Iar oamenii au ieșit din toate părțile repede să vadă pe cel ce le-a nenorocit viața. Vedeți? Se poate întâmpla ca uneori Iisus Hristos să fie privit așa. Se poate. Iisus Hristos este cel ce mi-a nenorocit viața. Păi de ce? Nu merg afacerile, nu merg una, nu merg alta. Uitând, nu știu, trecând cu vederea faptului că, faptul că acolo stătea un om, așa spune versetul aici, stătea un om, versetul 15, îmbrăcat întreg la minte, frumos, de data aceasta, frumos. Versetul 15 spune că atunci când sătenii au venit la Iisus Hristos, așteptau să vadă porcii sfâșiați și nenorociți, dar versetul 15 spune, au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de dragi șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte și s-au înspăimântat. Nu s-așteptau să vadă pe îndrăcitul acolo. Ei s-au înspăimântat abia când au văzut că îndrăcitul acesta fusese eliberat. Porcarii le spuseseră de porci. Ei au venit la Iisus și au găsit pe omul vindecat. Diferența a fost așa de mare, încât s-au înspăimântat. Ei veniseră să se certe pentru avutul lor, iar acolo găseau un om întreg la minte. Ce ar fi trebuit să facă? Să mulțumească lui Dumnezeu pentru omul întreg la minte sau să se plângă pentru ceea ce au pierdut? Este dilema oricărui om care este chemat înaintea lui Dumnezeu. Ce să fac? Să mă plâng pentru lucrurile care le pierd sau să mă bucur pentru lucrurile care le câștig când vin la Iisus Hristos? Ce să fac? Fiecare din noi pierdem, dar prin Iisus Hristos fiecare din noi câștigăm. Vreau să te întreb, unde te uiți? Cine este Iisus Hristos pentru tine? Cine este acela? Te uiți la porci? Citesc mai departe. Versetul 17. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. S-au uitat la porci. Și au spus lui Iisus să plece. Puțini au fost aceia care s-au uitat la omul vindecat. Pe când se suia Iisus în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Ce frumos! Unii îl rugau să plece și Iisus Hristos le-a ascultat dorința. S-a retras încet, cu inima plină de durere. De durere de faptul că oamenii, în loc să vadă vindecarea, au văzut doar pierderile. În timp ce se urca în corabie, s-a agățat un om de el, un om care nu mai vrea să plece.
de lângă Iisus. Și omul ăsta fusese cel întreg la minte. Ăla întreg la minte s-a agățat de Iisus Hristos și a zis, nu mai vreau să plec. Vedeți? Cam așa arată viața. Poate că încă o dată trebuie să vedem viața în felul acesta. Viața cu alegerile ei, cu deciziile ei, cu deciziile mele de fiecare zi, cu deciziile tale de fiecare zi, cu răspuns la întrebarea cine este Iisus Hristos pentru tine? Iisus Hristos pentru tine? Cu întrebarea la cine asculți când îți vorbește despre Iisus Hristos? Asculți la porcari? Care îți vor vorbi întotdeauna într-o mentalitate de porcar în legătură cu ceea ce ai pierdut? Sau asculți la aceia care au trecut printr-un proces de tămăduire și încep să spună, știi cum i-a fost viața mea, hai să-ți povestesc, pentru că Iisus Hristos i-a spus acestui om, nu, du-te și spune tuturor ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru tine. Și omul începe să-ți spună ce a făcut Iisus Hristos pentru el și este frumos și l-ascult și înțelegi că poate să fie o altă viață. Și în timp ce înțelegi că poți să trăiești o altă viață, în minte cineva îți spune, dar cu porcii cum rămâne? În timp ce Iisus Hristos îți spune, cu mine câștigi, altcineva vine și spune, dar tot cu el pierzi. Lupta în viața fiecăruia este o luptă care ține de răspunsul la întrebarea, cine e Iisus pentru tine? Te rog frumos, în încheiere, nu mai asculta niciun porcar. Nu mai asculta niciun păzitor de porci care spun ce ai fi putut tu câștiga în lumea aceasta dacă Iisus Hristos n-ar fi intervenit în viața ta, dacă Iisus Hristos nu ți-ar fi luat bogățiile, dacă Iisus Hristos nu ți-ar fi luat avuția, dacă Iisus Hristos nu ți-ar fi luat posibilitățile tale, ce aș fi ajuns eu dacă... Nu mai gândi în felul acesta. Privește un singur loc. Privește eliberarea lui Iisus Hristos. Privește omul acela întreg la minte, îmbrăcat frumos, omul care până mai ieri se tăia, care acum stă și devine o binecuvântare pentru ceilalți. Privește vânturile și marea care stau potolite. Privește pe Iisus Hristos care este prietenul tău. Privește pe Iisus Hristos care a plecat de atâtea ori din viața ta mâhnit datorită faptului că de frică i-ai spus pleacă pentru că nu vreau să pierd lucrurile mele. Și privește-L pe Iisus Hristos care stă în preajma ta ori de câte ori te agăți de El și spui, Doamne, nu vreau să pleci. Între acestea două ne aflăm noi de fiecare dată. Asta e viața. Asta este viața. Viața nu e altceva. Îmi place foarte mult ceea ce a spus fratele Cazan aseară. Trăim într-o lume în care cineva vrea să ascundă adevărul. Trăim într-o lume în care cineva vrea să ne facă să credem că adevărul nu este adevăr. În dimineața asta vreau să vă invit la acest adevăr și vreau să înțelegem că asta e viața. Un examen cu privire la Iisus Hristos. În a-L primi sau a nu-L primi? În a-L iubi sau a-L urâi? În a semăna cu El sau a nu semăna cu El? Lăsați această chemare înaintea ochilor dumneavoastră și Dumnezeu să vă ajute să răspundeți da lui Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, cel mai frumos și cel mai iubit dintre oameni, în numele Lui, care ne-a purtat și vinovăția și frustrările,
În numele Lui care ne-a dat eliberarea, în numele Lui care a luptat pentru noi, Părinte, și a înfrânt puterile dezastruoase și ucigătoare ale răului, venim înaintea Ta să Te invităm încă o dată în viața noastră. Vino în biserica Ta din locul acesta. Te rog să ne înconjori cu atmosferă de lumină și pace. Fiecare dintre noi să cunoască iubirea, eliberarea, dragostea, frumusețea Ta. Ajută-ne, Părinte, să nu mai privim la nimic altceva din această lume. Fă, Doamne, să înțelegem împreună cu Apostolul Pavel că toate sunt un gunoi și că singurul lucru real, singurul preț adevărat al acestei vieți este cunoașterea Ta. Ajută-ne să facem lucrul acesta în fiecare zi. Fă, Doamne, să Te cunoaștem mai mult, să-Ți oferim mai mult din viața noastră. Și, Doamne, dacă sunt între noi persoane care încă mai poartă amărăciune în suflet, Te rog să le tămăduiești. Dacă sunt persoane care nu iubesc, Te rog să-i vindeci. Doamne, dacă sunt persoane cărora le este teamă de Tine, Te rog să-i atragi la Tine cu toată puterea Ta. Dacă sunt persoane, Doamne, care se chinuiesc în prezența Ta, Te rog să-i eliberezi și să-i ajuți să Te cunoască ca un Dumnezeu plin de milă, frumos, singurul care ne poate lumina viața. Ajută-ne, Părinte, să dorim să avem chipul Tău. Ajută-ne să trăim cu dorința aceasta de a Te reflecta din ce în ce mai mult în această lume. Și dacă n-am făcut lucrul acesta, Te rugăm să ne ierți. Șterge din caracterul nostru chipul cel rău, chipul firesc, și ajută-ne să stăm din ce în ce mai mult sub prezența Ta, semănându-ți Ție, în numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit ca așa cum stăm să cântăm împreună spre slava Domnului imnul de final și doresc din suflet să fie continuarea rugăciunii. Al meu ești Iisuse și cât Te iubesc.